Am avut o seară excepțională până aici. Mulțumim pentru mesajele neobișnuite, tehnice spuneați puțin mai devreme, dar aș putea spune că ne-au dus o perspectivă diferită și evident ar trebui să uităm pe Desiderio Quintet. Mulțumim pentru momentele de cer pe care ni le-ați dat și dacă ar fi să le punem, să le așezăm pe toate împreună, ceva de genul acesta am încercat. Exercițiul pe care l-au făcut Desiderio Quintet, de a pune împreună note, viori, violă și toate instrumentele pe acorduri diferite să sune armonia pe care au reușit să o realizeze. Și altfel, am să vă rog să vă luați fiecare microfoanele, așa, ca să auzim comentariile pe care le veți face. Și cam așa ați încercat să faceți două perspective, doi oameni care lucrați în mediul academic și care studiați istorie și teologie la un nivel academic și ați încercat să ni le explicați nouă și să creați aceeași polifonie. Interesant și inedit. Sincer să fiu, mi-a plăcut perspectiva istorică și acea imagine care îl punea în centru pe Hristos. Exact asta fac și Evangheliile, le aduc miracolul în mijlocul nostru. Și într-un fel ne încurajează pentru că ne temem de ceea ce nu cunoaștem. Iar disputa pe care o creăm în jurul acestei sărbători, să o ținem, să nu o ținem, e păgână, e consumism, e antrenată în mare parte de acel necunoscut pe care în seara aceasta ni l-ați demontat. Deci, 25 decembrie, poate bine mersi să rămână data Crăciunului, chiar dacă nu este în mod real data nașterii. Da, poate să rămână fără niciun fel de probleme. Cum ziceam, eu personal nu cred că este 25 decembrie. Nici primii creștini probabil nu credeau asta, dar n-au avut niciun fel de problemă să sărbătorească asta. Pe de o altă parte, unii creștini au fost reticenți să sărbătorească o dată de genul și deja aici avem primele manipulări creștine. Și dacă, de exemplu, Emil îl dădea exemplu pozitiv pe Ioan Gură de Aur, pe Ioan Hrisostomul, aș putea, de exemplu, să-l dau aici ca un exemplu negativ, care vine și spune că suntem aproape siguri că Iisus a născut în data de 25 decembrie, sau cel puțin în luna decembrie, zice el, pentru că avem la Roma, păstrate în prezent, arhivele de la Betleem, de la recensământul despre care vorbește Luca 2. Când am citit prima dată asta, am zis, măi, nu e adevărat, Hrisostom folosește aici o informație falsă și vrea să-și manipuleze auditoriul. Dar după aia m-am dus un pic pe urma asta, interesant, și am observat că despre aceleași liste de la Betleem vorbește și Justin Martirul, vorbește și Tertulian și vorbește și un anume Pseudo-Chiril. Și se pare că ideea respectivă e foarte populară, se răspundește printre primii creștini, nu este adevărată. N-am găsit nici vreo dovadă că ar fi existat vreodată arhivele respective de la Betleem care să fie duse la Roma. Dar cumva a fost, cred că, metoda lor de a încerca să-i manipuleze pe creștini să sărbătorească Crăciun în 25 decembrie. Și aici vorbim puțin și despre valoarea adevărului. Ca și creștini, avem datoria să căutăm adevărul, chiar și când acest adevăr ne este inconfortabil. Pentru mine adevărul este, da, Hristos nu cred că s-a născut în 25 decembrie, dar în același timp informația că creștinii au preluat asta de la păgâni este tot o informație falsă. Care e adevărul? Adevărul este că în spatele acestei datări, cel puțin adevărul la care am ajuns eu, stă o reflecție teologică superbă. Și hai să folosim perioada Crăciunului să reflectăm teologic, să vedem ce înseamnă faptul că Hristos vine în lume ca să se întrupează. Și dacă sărbătorești nașterea Lui reflectând, făcând teologie, chiar nu mai contează data, ci contează reflecția din spatele datei. Bine punctat. Deci reflecția este importantă. În disputa pe care noi avem sunt creștini care, din teama de a nu greși, de a nu împrumuta din timp păgânism, din consumism, din ce se întâmplă în jurul nostru, refuză până și să pronunțe cuvântul Crăciun.
dacă spuneam că teama e motorul care antrenează disputele dintre noi, încercăm să demontăm prin aceste informații și să găsim de fapt esența, ce ar trebui să sărbătorim, ce este de scos în evidență, care este această reflecție teologică pe care o ignorăm în favoarea unor discuții insipide legate de 25 decembrie sau 25 martie. Apropo, îmi place ideea cu 25 martie. Ortodoxii sărbătoresc Buna Vestire și mi se pare corect să o marchez în felul acesta, dincolo de dată, că e o zi încolo sau încoace, nu neapărat e relevant, ci adevărul în sine care trebuie consemnat. Bun, ne temem și atunci evităm sau ne lansăm în discuții aprinse. Încă o discuție aprinsă legată de sărbătorirea acestei întrupări, ca să folosim tot termenul ortodox, întruparea Fiului lui Dumnezeu, este legat de... În Vechiul Testament erau atât de clare sărbătorile. Oamenii știau ce să sărbătorească, când se sărbătorea, întreg ritualul era prescris cu foarte multă acuratețe. În Noul Testament, singura sărbătoare despre care ni se spune, asta este un argument pe care vi-l transmit din partea publicului larg, este Euharistia. Singurul lucru pe care ni se spune să-l facem, nici măcar Vinerea Mare sau sărbătoarea Învierii nu este impusă ca o sărbătoare sau ulterior coborârea Duhului Sfânt. Cum comentați acest lucru? Tot în virtutea adevărului pe care încercăm să-l subliniem. Acum, biserica la început era în formare, era într-o dinamică. Multe ritualuri, obiceiuri, le descoperea, le forma așa pe parcurs. Apostolii dădeau și ei niște semnale, nu făceau porunci din ele. Creștinii au împrumutat de la evrei foarte multe lucruri, cum ar fi structura de închinare, de exemplu, că ei nu știau cum să se închine. Dar faptul că aveau evreii în sinagogile lor un timp de laudă, ori citirea psalmilor, ori cântare, avea un timp de rugăciune, rugăciuni comune sau rugăciuni individuale, și mai avea învățătura, da, care era citirea Scripturii și explicarea. Așa. Creștinii au urmat întocmai structura aceasta de bază, la care au adăugat după aceea tot felul de lucruri. Așa cred că s-a întâmplat și cu sărbătorile. Deși la început nu s-au gândit să aibă astfel de sărbători, încet ei au avut nevoie de repere, acele pietre de aducere aminte. Sărbătorile așa le privesc și astăzi, sunt necesare, chiar dacă nu sunt decisive în credință, ele totuși sunt repere în istorie și în doctrină, în învățătură pentru noi. De aceea și ne aducem copiii la sărbătoare și de aceea îi implicăm și pe ei să nu uite cine sunt, da? Să ne cunoaștem identitatea, cel puțin religioasă, în care suntem. Deci nu văd o problemă să fie sărbătoarea. Sărbătorile s-au adunat în timp, e adevărat. La un moment dat nu mai era control asupra lor și de aceea reforma protestantă, când s-a declanșat, printre altele, a și reglat puțin numărul mare de sărbători, calendarul care era plin de nume de sfinți și alte elemente care au fost scoase automat și s-a simplificat cumva viața religioasă, ritualică a bisericii protestante. Nu dintr-o dată, nici aici, că Luther, din câte știu, mult timp încă el credea că spovedania trebuie să fie un sacrament, că ar trebui să fie în biserică și că ar trebui să ne rugăm și Fecioare Maria. Luther era catolic și voia să rămână catolic, nu și-a propus... Da. Te aștepți să fie ceva radical. Ei, nu e așa, procesul durează, așa a fost și cu sărbătorile și în adoptarea sărbătorilor și așa a fost și cu reforma care a simplificat sărbătorile. Deci e un proces istoric, determinat și cultural și de convingeri teologice, e adevărat.
Eu chiar bănuiesc, dacă întrebarea poate merge mai departe, că în mileniul 3 vom asista și la alte evenimente așa reper pentru biserică, pentru că va trebui să rescriem, să refacem câte ceva din ceea ce am moștenit. Dar asta e un subiect separat. Îl discutăm după aceea, într-o altă discuție, într-o altă întâlnire, la Speranța. Cu toții simțim că s-a ieftinit foarte mult sărbătoarea aceasta și, într-un fel, cred că rezerva multora de a o mai celebra vine tocmai din această ieftinire. Am vorbit mult și am uitat. Dacă ne amintim unul din sloganurile pe care le strigau timișorenii în 17 decembrie, ulterior 20 până în 20 decembrie în Timișoara, erau legate tocmai de faptul că nu se sărbătorea Crăciunul așa cum simțeam noi românii că ar trebui să-l sărbătorim. Sloganul erau, există Dumnezeu, vrem saloane de Crăciun. Timișorenii care au fost în piața Operei își amintesc de acelea, piața Revoluției, își amintesc de acele sloganuri. Adică în perioada aceea de penurie și de foamete simțeam că ne lipsesc acele elemente care dau sărbătoare. În ulterior aceste elemente au venit atât de abundent decât nici mai știu dacă este cineva care are saloane acum pentru că le disprețuiește. Ne-au dispărut acele ingrediente pe care noi le socoteam că fac sărbătoarea sărbătoare și pentru că nu avem aceste adevăruri teologice, aceste adevăruri istorice care să ne alinieze strat cu strat credința noastră, avem sentimentul că sărbătoarea s-a golit atât de mult și a devenit pur și simplu zgomot, încât am pierdut totul. Ajutați-ne cumva să le aducem împreună aceste elemente. Acuratețe, adevăr, miracol, cum să le aliniem astea în așa fel încât realmente să celebrăm și atmosfera să nu fie una doar zgomot, doar gălăgie, doar mâncare, doar obiceiuri. Istoricul ne ajută. Să vedem dacă ne ajută. Din toată cercetarea pe care am făcut-o eu, e clar, deci momentul care generează discuții mari, serioase și oficiale, să-l numim, din punct de vedere al bisericii despre datarea nașterii lui Iisus, sunt cronologiile creștine, dar nevoie de a oferi un răspuns lumii greco-romane. Dar cred că deja de ani de zile în case, în familii, se discuta necesitatea de a-i oferi lui Hristos o zi de naștere și cum încercam să argumentez în prezentarea mea, este momentul în care grecii și romanii își sărbătoreau zeii domestici. Deci, dincolo de marile zeități ale Olimpului, exista zeul casnic, zeul protector a casei, care, în ultimă instanță, devenea o celebrare a familiei, în sânul familiei. Și aici cred că vine întrebarea comunităților creștine și a familiilor creștine. Noi de ce nu ne-am sărbătorit Dumnezeul nostru în casa noastră? Cu alte cuvinte, dacă Hristos e membru familiei noastre și noi toți din casa asta ne sărbătorim ziua de naștere, pe a Lui de ce noi o sărbătorim? Nu este oare un mod foarte potrivit să-i transmitem prin asta mesajul că e parte din casa noastră, din familia noastră? Mm-hmm. Și de aia Crăciunul devine o sărbătoare a familiei. Și cred că este un mod bun de a readuce spiritul Crăciunului dincolo de zgomotul de afară, să-l transform într-o sărbătoare a familiei. Hai să vedem în zilele astea cum reușim să-i transmitem lui Hristos mesajul că e parte din familia noastră și că familia noastră este adunată împreună să-i sărbătorească ziua de naștere. O dimensiune umană a istoricului. Da. Adaug și eu cealaltă, că domină, mai ales în Matei, ideea de dar și așa a fost percepută sărbătoarea mult timp, că este ocazia de a da daruri, așa cum magii au adus darul lui Iisus. Iisus Hristos este prezentat ca darul lui Dumnezeu pentru noi. Nu? 2 Corinteni, capitolul 8, Pavel vorbește, sigur, nu cu referire la Crăciun, dar vorbește despre faptul că El s-a făcut sărac pentru noi, ca să ne îmbogățească pe noi, s-a dăruit pe sine. Darul lui nespus de mare. Deci, la fel, această sărbătoare are în spate ideea de dar. Abia așteptăm, nu? Unii. Momentul acela că poate cineva ne va da un dar. Sau să te gândești ce-ar fi ca eu să dăruiesc ceva. Să nu mă aștept să primesc nimic ceva anul acesta, să dăruiesc ceva celor de lângă mine.
iată o reinterpretare sau o ajustare a sărbătorii, să o facem vie, concretă, da? Și cu ideea de strângere în familie și cu ideea de dar, sărbătoarea darurilor. Și din nou subliniez, ideea nu este păgână. În cartea Estera găsim la finalul cărții, după ce a experimentat acea mare izbăvire poporul Israel și au făcut daruri unii altora. Prin urmare, sărbătoarea ar trebui cumva să fie exprimată și în această dimensiune a dărniciei. Iar celelalte sărbători care spuneau să chemi la masa ta și să inviți la masa ta pe cei care nu aparțineau neapărat familiei tale, dar pot fi incluși în bucuria ta, să mănânce și robul și roaba și vecinul și tot să se sature și să fie o sărbătoare a comunității, cred că e o dimensiune bună și nu este păgână. Le subliniez pentru că sunt creștini care sunt rezervați, repet, probabil că din teama de a nu greși, din teama de a nu împrumuta tradiții păgâne, din teama de a nu cădea în consumismul general. Da, dar poveneai de viață, de viața sărbătorii, adică cum să transforme această sărbătoare în ceva viu, da? Mm-hmm. Să nu fie sterb, arid. Da? Tot ce scriu evangheliștii pe care am pomenit au în esență un mesaj. Și mesajul acestei sărbători este că ni s-a dat un mântuitor. Deci doctrina principală, mesajul tuturor era acesta. S-a născut un mântuitor și aceasta ar trebui recuperat și de sărbătoare asta să spunem. Aș fi curios să văd interviuri luate românilor de Crăciun. Ce semnifică Crăciunul pentru ei? S-a făcut, am urmărit... Avem o listă de Vox Populi, da? De la tăierea porcului. Populi, da, de la obiceiurile locale așa, dar ca semnificație. Foarte puțin ar spune că sărbătorim nașterea unui mântuitor. Mm-hmm. Mântuitor personal. Și acesta e adevărul. Deci noi, măcar creștini, noi creștini evanghelici, să nu ne pierdem în sărbătoare și să uităm că scopul nostru este să-L proclamăm pe acest Hristos ca Mântuitorul lumii. Da. Chiar așa, evangheliile pe care le aliniam puțin mai devreme, vorbeau despre naștere, despre întrupare, despre vizita magilor, toate elementele care creează decorul nostru de sărbătoare. Există situații despre care nu ni se spun, nu ni se relatează aproape nimic despre copilăria lui, până la 30 de ani ce s-a întâmplat, în afară de evenimentul acela de la 12 ani, care ținea din nou de cultura evrească. Dar în pauzele acestea, indiferent ce se spune în tradiție, evenimente care sunt adăugate ulterior, tocmai faptul că nu sunt menționate ne arată că acelea care sunt precizate ar trebui consemnate și reținute. De ce nu am dedicat o anumită perioadă ca aceste evenimente legate de întruparea Fiului lui Dumnezeu să fie clar menționate, despre botezul lui? De ce ne-am teme să le enunțăm în felul acesta? Dacă nu ar fi fost importante, ar fi fost sărite pur și simplu. Cam arcul am fi împlojnat direct în lucrare. Dar tocmai pentru că aveam nevoie să le aliniem în felul acesta și să facem decorul minunii. Teologul trebuie să vorbească acum. Eu? Istoricul și teologul. Și el este foarte bun teolog. Dar și-au distribuit altfel rolul din Da. Eu aș vota pentru a înmulți aceste repere. Nu știu, ajută-mă aici, Amiel, din amintiri. Biserica n-a sărbătorit nașterea Domnului până din secolul 4, 300 și ceva. Nu, după 323, da, 325 la Nicee. Avem deja public care da, intervine. Avem, da, știm informații, dar... Undeva am citit că biserica totuși celebra în fiecare an botezul Domnului. Da, și îl asocia cu momentul nașterii lui. Interesant. Deci aici botezul era asociat cu ziua nașterii lui și era 6 ianuarie, într-adevăr. Și probabil ai reușit să argumentezi asta și să o duci înapoi până în secolul 2. Da, deci asta în este... care cele două zile se suprapun.
Deci botezul Domnului era considerată o sărbătoare mai importantă, chiar decât nașterea, câteva secole. De ce? Pentru că, bun, Marcu, așa și începe Evanghelia oricum, dar momentul intrării Domnului în lucrare, confirmării Lui de către Tatăl, acesta este Fiul meu preiubit. Astăzi te-am născut. Da. Toate acestea au avut pondere, o greutate teologică foarte mare. Și eu așa cred că biserica a perceput acest moment al botezului, nu la același nivel cu învierea, de exemplu, învierea Domnului Hristos, care era net peste celelalte sărbători. Dar astăzi, de exemplu, botezul Domnului nu prea este o sărbătoare foarte populară, cade de obicei în timpul săptămânii, așa, întreacăt mai vin unii și alții și vorbesc despre... Poate trebuie să subliniem de ce îl socotea biserica primară mai important decât nașterea? Botezul? Uh-huh. Păi am spus că era începutul lucrării lui Iisus. Uh-huh. Poate că perioada aia, că pomeneai de copilăria lui Iisus, că nu știm nimic ce s-a întâmplat până la 30 de ani, mai speculăm, n-a fost considerată o perioadă productivă, reper. Dar din momentul în care Iisus a început lucrarea, atunci putem vorbi, din acel moment putem vorbi despre iată cine este acest Iisus, iată ce a făcut, uite ce a învățat, uite planul lui Dumnezeu cu el și așa mai departe. Deci impactul și în plan teologic e clar că e mai puternic. Și să nu uităm că e așa numită epifanie, prima ipostază, sau da, nu e chiar prima, că cel puțin tradiția ortodoxă mai numește o ipostază în care apare Trinitatea, e Duhul Sfânt sub formă de porumbel, da, e vocea Tatălui și Fiul, da, iată Trinitatea, da, da, descoperită, da, în formă aceasta. Amiel știe mai bine că din acest motiv și bisericile protestante, multe dintre ele, au chiar interzis sărbătoarea nașterii Domnului. Da, culminează cu perioada detalii lui Oliver Cromwell și cu interzicerea, da, Crăciunului. În Anglia, în special. S-a interzis să se sărbătorească nașterea Domnului. Și asta pentru că era asociată și cu anumite deja tradiții catolice care aglomerau, sufocau sărbătoarea cu tot felul de lucruri inutile aduse în plus și se pierdea esența sărbătorii și pentru că la astfel de sărbători care nu erau o singură zi cum e la noi sau două zile, erau 12 zile. Perioada, da, dinastiei Tudorilor. Da, da, era 12 zile, sărbătoarea Crăciunului era și o perioadă de odihnă, dar și de mâncare și de dezmăț. Și din acest motiv că sărbătoarea deja era renumită pentru faptul că crea condiții de abuz din toate, în toate felurile, conducătorii bisericilor protestante le-au interzis mult timp. După un alt decret, tot undeva, cred că în secolul XVIII, un decret, iarăși de la un lider anglican, a făcut ca sărbătoarea să se repună oficial în calendarul bisericii. Da, deci cu asta, cu semnificația sărbătorilor, asta ne aparține nouă. De aceea, de sărbători trebuie să predicăm adevărul, exact despre ce este vorba, fără rușine, să lăsăm toate chestiunile secundare, chiar interpretările forțate al unor texte, numai ca să dăm așa o notă distinctivă sărbătorii. Esența trebuie să fie predicată și de aceea unele sărbători nu au atâta impact cum ar trebui să aibă, pentru că nu accentuăm, nu predicăm esența, semnificația teologică, care biblică, care e dată sărbătorii respective. O revizuire ar trebui făcută. E puțin târziu, acum e foarte greu să anulez anumite sărbători. Eu nu mă gândesc doar la mediul evanghelic, ci și la cel ortodox și catolic, da? Unde
anumite sărbători ale unor sfinți sau evenimente sunt mult mai prezente și popularizate decât sărbătorile centrale. Că de aceea credincioșii ortodoxi catolici nu știu ce înseamnă învierea, ce înseamnă nașterea Domnului, ce înseamnă intrarea Domnului în Ierusalim, să zicem, da? Sau Săptămâna Mare, sau botezul Domnului, da? Sau Rusalii, adică nici nu spun Rusalii, nașterea bisericii. Deși Rusalii, termen slavon, nu e neapărat vinovat, l-am îmbrăcat noi în tradiții păgâne și ne temem. Dar dacă am scoate toate elementele aceste păgâne și am pune centralitatea Scripturii, a informației care e prezentată cu acuratețe, așa cum ați făcut exercițiul acesta în seara aceasta, n-ar mai trebui să ne temem de sărbători. Până la urmă urmei, sărbătoarea în sine nu este nici păgână, nici nu are elemente care să ne disturbe atâta timp cât rămânem în Scriptură și în informațiile pe care și istoric le-ați adus cu autenticitate, cu onestitate și ne le-ați prezentat. Sincer să fiu, mi-a plăcut lentila prin care am prezentat. Cred că ne apropiem de încheiere, nu-i așa, Ovidiu? Ne apropiem de încheiere, deși am senzația că de-abia am început discuția cu voi, dar asta este, poate o continuăm într-un alt cadru. Dacă schimbarea unui calendar a dus atât de mult și un instrument laic, chiar nu-l putem numi păgân, un instrument laic, nu e nici creștin, nici păgân, dar a dus atât de multă reformă, până la urmă urmei, nu ar trebui să ne temem de aceste schimbări care scutură elementele de prisos și reașează adevărurile Scripturii acolo unde ar trebui să fie. Domnilor? Pentru mine și așa, pe scurt, poate unul dintre cele mai frumoase versete de Crăciun e Luca 2:19. Maria a păstrat toate cuvintele astea și se gândea la ele în inima ei. În modul lui Luca de a ne spune că după zeci de ani de la povestea Crăciunului se duce și o intervievează pe Maria și tot ce scrie află de la ea. Deci e fascinant să vezi cum femeia asta zeci de ani păstrează tot mesajul ăsta în inima ei. Trec mulți ani, mesajul rămâne în inimă și practic asta e. Crăciunul ar trebui să fie nu doar o sărbătoare a familiei, ci și un exercițiu a inimii. Ce înseamnă asta pentru mine, pentru inima mea, o perioadă în care să adun din nou și din nou adevărurile astea profunde în inima ta și să te gândești la ele în inima ei. Iar pentru mine sărbătoarea aceasta îmi cere exercițiul credinței. Pentru mine versetul favorit, să zic, deși n-ar trebui să avem versete favorite, dar care s-a prins de inima mea este Ioan 1:14. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui. Acest am privit este un act de credință. În sărbătoare trebuie să privești prin credință slava Lui Dumnezeu care este în sărbătoare. Și eu asta îmi doresc mie. Vă doresc tuturor. Super. Anul acesta, un verset, n-aș putea să-l numesc favorit, dar un verset m-a pus pe gânduri. Evanghelistul Luca spune, dar în casă de poposire nu era loc și acesta devine un light motiv al vieții lui Iisus, care n-avea unde să-și plece capul, care a murit în afara cetății, care s-a îngropat în mormântul altuia, care n-avea loc în lumea aceasta noastră, deși El a creat-o. Iar noi creștinii, care devenim așa de ocupați și uneori așa de habotnici, încât nici măcar noi nu-i mai facem loc nici să-i sărbătorim o zi de naștere, nici să chemăm un sărac la masa noastră, nu mai avem loc, pur și simplu. M-a provocat acest verset anul acesta, nu știu dacă în fiecare ediție Dumnezeu mă provoacă cu un verset, dar acesta a fost. Vă mulțumesc, nu știu dacă am eu dreptul să vă mulțumesc în numele Bisericii Speranța, dar a tuturor celor care ne-au urmărit, pentru perspectiva proaspătă pe care ați adus-o acestui eveniment și pentru cum i-ați făcut loc lui Iisus, Mântuitorul, să se nască și în inimile noastre. Să aveți sărbători cu folos!